Sport și mișcare pentru o viață sănătoasă. Astăzi în orașul Vânjumare s-a desfășurat Crosul Tineretului, un eveniment sportiv care a strâns la oaltă tineri din toate categoriile de vârstă pentru a face mișcare în aer liber și pentru a împărtăși pasiunea comună pentru sport. Atenție! Cum 1 iunie se apropie cu pași repezi, primarul orașului Vânjumare, Alexandru Mijache, alături de reprezentanții ai Direcției Județene pentru Tineret și Sport și alături de atleta de performanță Cuța Tălpău, s-a mobilizat pentru a organiza un eveniment sportiv prin care să marcheze tinerețea și vitalitatea întreținute prin educație fizică și sport. Spuneți mai multe detalii despre această activitate sportivă la care, din câte putem observa, participă numeroși copii. Da, sunt mulți copii. Este activitatea organizată cu ocazia zilei de 1 iunie. Știm că este această perioadă de vacanță sau weekend prelungit, cum se practică mai nou să se spună, și ne-am gândit să facem astăzi, puțin mai înainte. Am vrut să fie o activitate deosebită. În fiecare an se făcea un spectacol cu desene pe asfalt și diverse activități. Azi ne-am oprit exact la activitatea sportivă, constând în această cupă 1 iunie la cross. Multicampioana națională Cuța Tălpău se mândrește cu numeroasele ei performanțe sportive și oferă totodată un exemplu pentru tineri prin rezultatele obținute pe parcursul carierei sale sportive. Ne premiază primii 10 copii la fiecare categorie de vârstă. Mulțumim domnului primar Mijache Alexandru, care de asemenea a făcut diplome de participare pentru toți copiii și dulciuri pentru toți copiii. Și eu zic că vremea a fost foarte frumoasă, ținând cont că zilele trecute a tot plouat, Așa, astăzi a fost o zi minunată. Atleta este apropiată de orașul Vânjumare, oraș natal pentru aceasta, de aici debutând și începând un frumos parcurs în domeniul sportiv. În spatele tuturor acestor rezultate deosebite pe care aceasta le amintește cu mândrie, a fost nevoie de ani întregi de muncă și dedicare, dominați de pasiune și iubire pentru sport. Pot să spun că după ce am împlinit 18 ani, am alergat prima mea cursă de 30 de kilometri și am prins lotul național. Apoi, în următorul an, am participat la selecție pentru lotul național de maraton, unde l-am prins, și de atunci am fost în lotul național, care și anul trecut, la vârsta mea, la 52 de ani, am ieșit vicecampioană națională la ultramaraton, 12 ore. Cea mai mare cursă a fost de 197 de kilometri în două zile, la Arad-Becheșteava. Și sunt campioană națională, cum am spus și mai devreme, la 10 kilometri, chiar și 5 kilometri, vicecampioană balcanică, campioană balcanică, la maraton, câștigătoarea a maratonului internațional București, a maratonului internațional de la noi Timișoara, ce să vă zic, multe competiții în afară. După toate aceste performanțe, ce aveți să le transmiteți tinerilor referitor la partea asta sportivă? Eu le doresc copiilor să facă mult sport, să lase telefonul, tableta, laptopul. Știu că sunt importante și astea, dar important este sportul, să facă cât mai multă mișcare. Buna desfășurare a acestei activități s-a datorat unei mobilizări în masă a reprezentanților Direcției Județene pentru Tineret și Sport, în colaborare cu primarul orașului și a campioanei naționale și internaționale, care încurajează tinerii să practice cât mai mult sport, date fiind beneficiile cu care acesta vine la pachet. Elevii au fost foarte încântați să participe la acest eveniment sportiv, fiind motivați să câștige. Vremea bună a fost de asemenea un avantaj, deoarece activitatea s-a desfășurat sub razele blânde ale soarelui de primăvară. Spune-mi, cum te-ai simțit astăzi la crossul organizat, chiar cu ocazia Zilei Copilului? Mi-a plăcut foarte mult, căci îmi place să alerg și să fac sport. De cât timp faci sport? Păi din clasa a doua, cred, sau întâi. Sunt la dansuri populare. Cum ți s-a părut această experiență? Foarte frumoasă și energică. Ți-a dat energie pentru încă o cursă? Da! Cum te-ai simțit astăzi la această cursă? Foarte bine. O să mai participi? Cred că da. Ce vârstă ai tu? Am 9 ani. Pasionată de sport, fetița din imagini ne-a povestit cum a apărut pasiunea ei pentru mișcare, dar și pentru fotbal. M-am simțit bine, prima oară am alergat și pe urmă au obosit din ce în ce mai rău, dar a fost o experiență plăcută și e prima dată când alerg la un maraton.
Vei mai participa pe viitor la astfel de evenimente? Da, dacă vor mai fi. Și mă voi strădui mai tare. De cât timp practici tu sport? De tot din clasa a doua. Ai vreun sport pe care îl preferi în mod special, de exemplu alergatul? Păi prima oară am jucat fotbal, dar din moment ce n-a fost să fie, m-am dus la atletism. Dar așa îmi place fotbalul totuși. Mai joc așa pe acasă cu tatăl meu. Un lucru foarte interesant pentru simplul fapt că ești fată și nu toate fetele adoră acest sport care cumva este un sport pentru băieți. Da, și sunt cam a doua. Cum ți-a venit această pasiune pentru fotbal? Păi tatăl meu de mult se uita la fotbal și am vrut și eu să mă uit la el, să văd cum este. Mi-a plăcut, pe urmă mi-am cumpărat mingi și am jucat fotbal și după când am aflat că se practică în vânjumare, am vrut să mă duc acolo. De la cei mai mici până la cei mai mari, elevii au luat parte la cross din pasiune și dragoste pentru sport, indiferent de performanța sportivă. Am văzut că ai obținut rezultate deosebite astăzi la acest cross. Spune mai multe despre cum te-ai simțit și cum a fost această experiență pentru tine. M-am simțit foarte agitată, pentru că nu știam dacă voi câștiga sau nu. Și știam că voi reuși, pentru că eu mi-am aduc să fac alergări seara pentru rezistență, nu pentru viteză. Și așa aveam îndoieli față de mine. Te pregătești pentru ceva anume? Da, pentru Academia de Poliție. Și asta a fost pentru tine un avantaj, să înțeleg. Da, am mai participat la astfel de concursuri, cum ar fi concursul de la Balta și am ieșit pe al treia din 370 de copii. Cum te-ai simțit astăzi la această cursă? Bine. O să mai participi și în viitor? Normal. Alergi de mult timp sau este ceva ocazional? Ocazional. Acest cross este unul chiar minunat, este o motivație în plus pentru copii care vor să facă sport și mi s-a părut foarte interesant pentru că cei din Vâlcea s-au gândit asemenea lucruri. Sportul este un factor important în viața tuturor, dar mai ales în viața tinerilor. Prin urmare, aceste evenimente care promovează sportul și invită elevii să facă sport sunt foarte importante, punând bazele unei vieți sănătoase și lungi. Astfel, primarul orașului Vânjumare a luat inițiativa de a sărbători Ziua Copilului prin sport și mișcare, evenimentul fiind unul de succes.